Creșterea prețului la carburanți, care duce automat la scumpiri în lanț, este resimțită de mai toți românii. Prezent recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, Vasilică Potecă, senator PNL de Hunedoara, a spus că aprovizionarea cu carburanți ar putea avea de suferit în condițiile în care prețul barilului de petrol a crescut, iar principalul furnizor al României, care susține sancțiunile economice împotriva Rusiei din cauza conflictului din Ucraina, este de partea țării conduse de Vladimir Putin. Prețul petrolului a ajuns la 102 dolari pe barilu, a depășit nivelul din 2014, când aveam 6 lei și ceva la pompă și pe urmă a scăzut până la 28 și aveam 4 lei și ceva. Iar la această oră, alimentarea cu petrol și implicit cu carburanți, cu benzină, motorină pentru noi, devine un pic problematică. Devine problematică în ideea în care aprovizionarea o făceai și pe Marea Neagră și acolo aveai Midia, care este rafineria lui Mulai Gaz, care este o societate din Kazahstan, iar Kazahstanul este de partea poporului rus al lui Putin la această oră și s-ar putea să existe sancțiuni economice și pe această parte, ceea ce înseamnă că s-ar putea să nu ajungă petrol pentru rafineria de la Midia, ceea ce ar însemna că o parte din aprovizionarea noastră cu petrol s-ar putea opri. Senatorul liberal a amintit că resursele petroliere ale României sunt limitate, precizând că nici celelalte două variante de aprovizionare cu carburant nu sunt fezabile, întrucât depind tot de țițeiul din Rusia. Resursele noastre interne sunt foarte limitate, nu ai o mare resursă, rămâne singura resursă, este să te aprovizionezi de la Leva. Dar nu este aprovizionat prin conducte de către Rusia. Primește petrolul la această oră în mare majoritate, ceea ce înseamnă că ești în pericolul să pierzi partea de alimentare. Asta e una și asta e chiar românească la această oră, chiar e problema noastră. Și al doilea, nu știm la cât se va duce prețul petrolului dacă vom aplica măsurile economice împotriva Rusiei, că în momentul în care nu vom mai lua petrol din Rusia, avem o problemă și pe partea de Iran, pentru că Iranul, dacă ați observat, a trecut de partea Rusiei și de dreptate Rusiei, ceea ce înseamnă că ar putea la o adică să ne șantajeze pe această temă. Vasilică Potecă este de părere că reducerea accizei la carburanți anunțată de Ministerul de Finanță nu este suficientă. Scăderea mai mare a acesteia punând România în contradicție cu politicile economice europene. Parlamentarul hunedorean consideră că este necesară o intervenție a statului prin care chiar să se plafoneze prețurile la carburanți. Varianta este următoarea, este ca statul român să înceapă să lucreze la acciză, să vadă cât poate să scadă din acciză, în așa fel încât să nu afecteze nici relațiile, că nu poți să scazi mai mult de 50% din acciza actuală pentru că intri în infringement cu Uniunea, adică sunt niște complicații de astea care vin în lanț aici. Și atunci va trebui să vadă și va trebui să controleze prețul la pompă. Îmi pare rău, dar va trebui să vină și să reglementeze profiturile distribuitorilor foarte clar, stabilind care este prețul la pompă. Practic vorbim tot de o plafonare, dacă doriți, în termeni românești, în care statul să vorbească și să plafonare, să vadă și să vadă ce poate să suporte de la buget în perioada următoare pe această diferență între pompă și prețul de achiziție. Vasilică Potecă, membru al PNL, partid aflat la guvernare și nu în opoziție, a mai precizat că prețurile sunt crescute de speculanții din piață, firesc în condițiile actuale, și cere ca statul, pentru a opri această tendință, să suprataxeze profiturile companiilor din domeniu și să stabilească un tarif cât mai jos. Scăderea accizei nu duce automat la scăderea prețului la pompă, pentru că există această tendință de speculă. Va trebui să avem o discuție extrem de aplicată pe aceste tipuri de scumpiri și pe aceste tipuri de speculă. Adică, dacă tot vreți să faceți speculă, facem în felul următor. Vă reglementăm și noi profitul și vi-l impozităm până la 95%, da?
Și atunci, cred că tu mi-iei, eu iau la stat și eu ți-aduc înapoi, făcând, stabilind prețul la pompă jos.